Elevii din clasa 8-a din județ au obținut note mai mari la limba română. Peste 71% dintre cei care au dat simularea au primit note peste 5. Rezultatele de la limba română situează județul pe un onorant loc 9 pe țară. Surprinzător, deși promovabilitatea la matematică a fost destul de redusă, numai 34%, rezultatul a dus la clasarea elevilor vâlceni pe locul 8 pe țară. În clasamentul general după media la simulare, Vâlcea ocupă locul 10, cu un procent de promovabilitate de 52%. Copiii care învață la școlile din municipiul București au obținut cele mai bune rezultate la simularea evaluării naționale. Notele de la testări nu vor fi trecute în cataloage. Rezultatele vor fi analizate însă la nivelul fiecarei clase, iar acolo unde este cazul, copiii vor face pregătire suplimentară.